Bună seara, bune prieteni, trecem de zori la treabă Foarte puțin, dar nu pot să renunț la vă mulțumi patronilor pentru contribuția dumneavoastră la existența acestui punct de vedere Vă încurajez pe alții să deveniți patroni acestui mesaj Vă încurajez să puneți like-uri la această emisiune ca să o putem să promovăm Așa și nu ne-am clarificat cei cu like-urile noastre și unde dispar Dar ele sunt din ce în ce mai multe și chiar dacă numărul de vizualizări constatăm noi că a mai scăzut un pic, dar nu a scăzut la cotele la care a fost altă dată. Deci noi suntem în creștere și cu vizualizările și cu like-urile. Acum pur și simplu o parte din oameni este în afara spațiului informațional. Lumea nu mai vrea să mai știe nici despre țara asta, nici despre ce se întâmplă aici este scăzut interesul în general, nu pentru mesajul nostru. Noi avem susținători care au un avem 3000 de abonați și pentru asta vă mulțumesc. Deci nu uitați să puneți like-uri la această emisiune, nu uitați să deveniți abonați la această emisiune. Avem cel mai vizualizat canal pe YouTube, noi, Mișcarea Populară Antimafie. Avem și noi, măcar, ceva cu cine putem lăuda, suntem cei mai, cei mai, cei mai. Iar situația în țara asta degradează în fiecare zi și sigur că nimic nu ne întristează mai mult decât situația în care ne-am pomenit cu toții. Deveniți patroni acestei emisiuni. Faceți acest efort și renunțați la o cafea și nu o să vă pară rău, pentru că mesajele cu care vom veni noi în această campanie electorală, dar și după campanie electorală, sunt în măsură să vă păstreze, dacă nu în Republica Moldova, dacă nu în politica din Republica Moldova, ce obțin să vă păstreze în deplinătatea facultăților mentale și să, nu, și să nu vă facă să aveți în fiecare zi stare de vomă pentru tot ce aici se întâmplă în țara asta. Exercițiile noastre de discernământ până acum ne-au menținut limpezi la minte și noi putem să ne lăudăm acum că noi mari greșeli în tot ceea ce am făcut noi n-au fost mari greșeli. Și o să vă convins în cel mai apropiat timp din ceea ce spunem noi, din ceea ce realizăm noi, pentru că tot ceea ce am spus până acum s-a văzut că ar fi fost cumva calea una mai bună decât asta, dacă cel puțin lumea asta care, care care au în mâine niște resurse și care la un moment dat au hotărât să fure și ei ceva, au furat un protest, ar fi, ar fi preluat, fără să recunoască că am făcut noi așa ceva, ar fi preluat măcar una din ideile pe care le spuneam noi atunci când ei vreau să parvină cu orice preț. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că astăzi o să mă refer la o analiză preelectorală a cei ce ne așteaptă pe noi. Bunii mei prieteni, noi, nu am făcut vreo declarație și vă rog să vă uitați atent. Eu nu mă justific acum. Noi nu am făcut vreo declarație prin care am fi cerut să, fie, să se boicoteze alegerile. Noi nu am făcut așa ceva. Poate merita să facem așa ceva. Nu știu, nu sunt sigur acum. Acum nu mai ești sigur de nimic. Poate merita să ieșim tare și să spunem domnule hai să oprim. Noi n-am făcut asta. Noi am publicat o discuție între trei lideri ai Mișcării Populare Antimafia, în care ne întrebam cu toții ce facem. Și am hotărât această discuție să o înregistrăm și să o dăm ca să, ca să avem un dialog. Domnule, ăștia, de la prostul satului și până la Maia satului, nu că au fost împotrivă, că dacă ar fi avut un argument să spună, domnule, ideea asta nu ni se pare foarte bună. Pentru că și sunt un șir de argumente că noi doar spunem, există argumente în favoarea boicotării acestor alegeri. Dar există multe argumente și în favoarea participării. Noi n-am spus categoric că nu participăm. Domnule, ne-au ne ne atacat spunându-ne că noi am face jocul lui Placotniu. Că, că vedeți dumneavoastră ce înseamnă să boicotăm alegerile. Mergem ca proști în campania electorală a lui Placotniu și dacă nu se ne convine rezultatul, atunci boicotăm alegerile. Atunci spunem că ele nu sunt valabile. Dar până atunci mergem să ne batem în condițiile pe care le-a dorit că A publicat colegul meu, Vitali Colin, niște declarații prin care Candu îi cheamă la alegeri. Candu spune să vă fie clar, vor fi alegeri în baza acestui, acestui vot mixt. Nu protestele vor rezolva situația. Veniți la alegeri și vă bați în alegeri. Și ei încolo merg. Merg cu, merg cu ochii legați, cu urechile astupate și cu marea fudulie că ei vor bate tot în campania asta electorală. Ei am văzut foarte aroganți. Nu mă nu înțeleg de unde le vine aroganța lor. Eu înțeleg când erau aroganță în piață, când era atâta lume îndrăgostită de ei și îi ridica în slăg. Înțeleg de unde le venea aroganța atunci. Acum de unde le vine aroganța? Eu am văzut, eu am văzut trei saci cu dust, trei, trei de astea, știu eu, apariții de la partidele astea, era unul slusar, era unul păpșoi și mai era unul de la societatea civilă. Deci, care, care, în, care vorbeau ei, câtă politică știu ei la Jurnal TV, acela, la Vane Auzea, dacă îl mai țineți minte, unul Popov care îți dădea cu despre ce spuneau ăștia doi deștepți polițieni, Ăștia, vă zic, Sacii cu Dusta ofilat Domnule, aveau fundițe, erau colorați, aveau, erau parfumați. Ăștia, ăștia e doamne ferește. Deci stau doi în studio care povestesc politică. Unul păpușor și unul să ar spune, dar nu, adică nu există vreo discuție la noi că am putea să acceptăm alte partide. Și asta sunt partidele care se declară partide, cum se spune, emergente, partide care se declară a întregului popor deșteptat. Adică nici vorbă. Noi am spus clar, pas și da, gata, nu mai îi primim pe nimeni. Iar alții de la alte partide, dacă vor să fie pe liste, să vină să treacă prin filtrul nostru. Asta e filtrul cealaltă despre care vă vorbeam, au trecut toți corupții lui Felat. Prin filtrul cel al acestei societăți civile, au trecut toți acei care erau pe listele lui Felat și astăzi sunt la Plahotniu. Toți au trecut pe acolo, toți au trecut prin filtrul cel Și acum la acel filtru ar trebui să se ducă oamenii de la partide care, care iese, cred că, din partid, adică ignoră orice decizii de partid și merge la filtrul lui Maia. Păi spuneți-mi, vă rog, această dobitocie, această tâmpenie, ea cu ce se deosebește de modul în care a raculat Plahotniuc deputați de la alte partide? Că doar aia tot n-au mai știut de, de comunitatea lor partinică și au mers peste, peste toate, au mers la filtrele lui Plahotniuc. Doar ei, tot au trecut un filtru ca să ajungă în brațele lui Plahotniu Înțelegeți ce spun eu? Adică, deci, ăștia, iertați-mă că eu nu să le cuvinte. Ăștia, Maia satului și cu prostul, deci spun, fiți atenți ce spun. Deci, că ei nu acceptă niciun fel de alte partide, nici discuțiile cu alte partide, nu acceptă nimic absolut. Sunt ei liderii poporului deșteptat. Și să vedeți că o să găsească suficienți cretini în cercul lor care o să spună, dar de ce nu se unesc forțele democratice? De ce nu vă uniți toți împreună? Vă zic, deci ei doi merg, iar restul în partide trebuie să părăsească partidele lor și să vină la fil. Că altfel, cum să ajungă acolo dacă nu părăsească partidele lor? Că un, un membru, de exemplu, a Mișcării Populare Antimafii trebuie să părăsească Mișcarea Populară Antimafii ca să se ducă la filtrul lui Maya, nu? Și la alte partide la fel. Asta, asta cheamă ei. Deci, ei, deci, fil, deci Placotniuc cumpăra prostituate politice, i-a cumpărat, i-a plătit să vină în partidul lor, iar ei spun, noi facem același harem ca și Placotniuc, dar vă rugăm din dragoste să ne iubiți. De dacă ne iubiți, de atât să veniți. Adică ei vor să facă un harem din dragoste în locul haremului de prostituate politice a lui Placotniuc. Înțelegeți ce fac ei? Deci ei distrugă această campanie electorală, pentru că dacă ar exista niște lideri naționali cu minte și cu rațiune, ar veni și ar spune oameni buni, hai să vedem ce facem. Haideți să vedem ce facem. Nu să ataci orice idee care apare în spațiu public. Pentru că astăzi Daniela Bodruga a avut un filmuleț în care îi explică foarte exact. Dar nu că îi explică, dar spune ce am spus noi atunci, pentru că noi n-am spus să boicotăm alegerile sensul acolo, dacă vă uitați atent ce am spus noi, a fost să facem în așa fel încât aceste alegeri să nu aibă loc. Adică, haideți să vă explic. Ideea este că boicotul trebuie făcut în campania preelectorală, nu electorală. În campania electorală e târziu să mai boicoteze. Imediat o să vă spun ce o să se întâmple în campania electorală. Dacă reușim să organizăm un boicot în campania preelectorală, cu așa cum spun ei, cu oameni care protestează, care se cu de, piața Mare cum bătut de, cu fundul de piața Marea Adunări Naționale Cum s-au bătut prostul cu fundul de pietrele de la Gaudiamus Adică cauza Gaudiamus a fost o cauză mai importantă ca să meargă și să bată cu fundul de pietre acolo Decât cauza acestor alegeri compromise din stat Spun încă o dată, boicot pentru campania preelectorală Ca poate, acum avansez o situație imaginară poate reușim să-i determinăm pe partenerii lor europeni să aibă o atitudine față de aceste alegeri și să spună ca și noi că sunt compromise din start până să începe campania electorală. Numai așa poți să reușești. Că dacă se începe campania electorală și noi mergem în campanie electorală, indiferent ce ne costă pe noi, mergem în campanie electorală. Pentru că la sfârșitul acelei campanii electorale, indiferent, da, ideea lor care, nu, noi mergem și în campanie electorală, dacă nu o să ne convină rezultatul, o să spunem că fraudat și o să chemăm partenerii noștri europeni să nu le recunoască. Ascultați ce vă spun eu astăzi la data de 6 iunie, la da, 6 iunie, 6 iunie zona de naștere, la data de 6 noiembrie. Ascultați ce vă spun eu. Nu a existat, de când țin eu minte alegere în Republica Moldova, nu a existat ca europenii să nu recunoască niște alegeri care se fac cât de cât corecte în Republica Moldova. Republica Moldova, alegerile s-au făcut întotdeauna ca la nuntă, dar nunta e frumoasă, indiferent ce se întâmplă acolo unde se fac găluștele, acolo unde se coace pâine, indiferent dacă acolo este antisanitarie, dacă nu -i, dacă druștele zbete, nunțele noastre sunt frumoase în fierul zvesele, cum ar veni. școli mult fac și așa mai departe. Așa și campanii electorale. Ele încât de la perioada sovietică au rămas ca fațadă corecte în ziua alegerilor nu se fraudează. Sovieticii tot nu fraudau nimic, dar rezultatul de era de 99,9% în favoarea stabilor comuniști. Deci ele nu, în timpul alegerilor tot e corect. Deci și europenii vin și văd cât îți de organizați moldovenești, acum merg la votare. Și două doua zi fac rapoarte prin care recunosc alegerile. Ei vor recunoaște orice alegeri în Republica Moldova în modul în care are de gând să le organizeze Plahotniuc. Și nu ți-mi minte, eu vă amintesc dumneavoastră alegerile din 2009 când și-au făcut rapoartele și au plecat acasă, și au spus că alegerile în Republica Moldova sunt ok. Și vor recunoaște orice conducere are să pe aceea pe calea asta. Deci alegerile lui Plahotniuc vor fi recunoscute dacă nu reușim să le boicotăm în perioada preelectorală, nu electorală. Nu, ei nici nu vor să discute. Ei nici nu vor să discute pentru că ei zdravin, ei sunt cei mai zdravi, ei sunt ciclopi, ușit tot în campania asta electorală. Prostul ăsta au luat 20% din alegerile locale și astea au fost în turul 2 atunci când lumea nu mai a avut cu cine vota, au ieșit să voteze împotriva socialistului. Și el e, supra, el e superman, el e supra -om. Cum să nu vorbești cu indignare chestia asta? Pentru că noi, noi chiar și în condițiile astea, o să, avem, o să avem propuneri, chiar către ei. Chiar către ei o să avem propuneri raționale prin care să nu... Eu n-am de gând să ies să mă bat pe ce circunscripție cu Maia sau cu prostul. La ce rost? De ce trebuie? Că nu că, că, că au ei respect față de poporul ăsta deșteptat? E bine, dar eu nu sunt nebun. Să mă bat cu dâns și pe cei circunscripție electoral. Înțeleg? ce vă spun eu. Deci noi vom găsi propuneri, numai că smintiții nu recunosc. Ei sunt unde, scum, adică, ei sunt cu Dar eu am văzut fudui de ăștia. Mai Sandu, că noi râcnem în 2014 în disperare că se fraudează alegerile, Mai Sandu stă în căruța lui Filat. Bine mersi și a ajuns deputat cu toată frauda pe care a făcut-o Filat. Cu toate concertele lui Filat, erau exact ca și lui și eu ce să-i fac acum? Eu ce să spun că, că, că mă lupt cu ea? Eu vă spun lucrurile astea pentru că noi va trebui, noi suntem, eu vă spun lucrul ăsta cu indignare pentru că noi, mișcarea populară antimafie, suntem în continuare în căutare. Noi căutăm soluții în continuare pentru această campanie electorală. Numai că nu pot să nu mă refer la acest eveniment, care a fost unul, eu de mult n-am mai văzut spectacole atât de, atât de uh, mizerabile, cum a fost un spectacol la Teatru Satiricus, e foarte bine că o ales Teatru Satiricus. Uh, deci el e semnificativ pentru cei ce. Deci ei au făcut, deci uh, cine nu știți, platforma da și uh, pas, au făcut o lansare de angajamente pentru campanie electorală. Cinci angajamente au lansat cu cinci bâlbâiți, care unul cu mămăliga în gură este unul munteanu, fost ambasador în America, un titan al diplomației moldovenești, care a avut cât cel mai penibil discurs din toți cei cinci care au vorbit. Cu cinci angajamente socialiste. Deci, bunii mei prieteni, nu știu dacă am timp astăzi să vă analizez, dar deci o, două formațiuni de dreapta care ies într-o campanie electorală și spun, domnule, noi ne angajăm să fim mai buni decât Dodon într-o campanie electorală la cei ce țin de promisiuni colectiviste și socialiste. Unde mergem noi, oameni buni? unde mergem stimații și buni mei prieteni? Că dumneavoastră vedeți că eu nu pot, eu nu pot nimănui să vă spun dumneavoastră veniți la votare, nu plecați din Republica Moldova, că aș fi dușmanul dumneavoastră dacă v-aș spune să rămâneți în aerul ăsta îmbăxit alături de noi, alături de mine. Eu nu pot pleca pentru că, pentru că eu am niște angajamente pe care mi le-am luat și voi rămâne aici pentru totdeauna. Eu am venit astăzi la această emisiune și am vrut să încep cu asta, dar vă le spun acum. Eu am niște principii pe care le-am spus și altă dată și am vrut să încep cu asta, dar le, -am, le, le, spun mai târziu. Niște principii pe care o să vă le repet poate până în campania electorală și după în fiecare zi. Nici o victorie nu este finală și nici o înfrângere nu este Fatală. Am scris-o și aici. A spus un, om, un, alt un om mare de tot a spus această, 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 paradigmă extrem de optimistă. De aia vă spun acum că în luptă împotriva smintițelor ăștia, vă spun să nu disperați. Nu vă pot spune rămâneți acasă, dar vă rog foarte mult să nu disperați, pentru că nicio înfrângere nu este fatală. Nici o victorie nu este finală. Și ar putea ca Plahotniuc să scadă două zile după ce mintiți, ăștia îi dau victoria în mână prin participare. Prin tot absolut ce i-au dat până acum. Din prostie. Din prostie. De deci ce acum sunt cei mai zdravi? Ei nu discut cu nimeni. Țineți minte, vă rog, ce v-am spus altă dată. Putem lupta cu, 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 cu prințul acestei lumi, cu diavolul. Putem lupta cu el, dar nu cu armele lui, că va fi în scaunul ăsta, vom fi în scaunul ăsta. Ori ăștia luptă cu armele lui. Singura soluție în cazul ăsta este să folosim armele optimismului, al încrederii, dorinții de a rămâne oameni în toată istoria asta mizerabilă. De a rămâne oameni nu în sensul moldovenesc al cuvântului, de a rămâne ființă umană, nu căzătură umană. Pentru că doar așa noi nu vom înnebuni, iar nebunii nu vor putea trece drept înțelepți. De aia le spun ceea ce le spun acum. Al doilea principiu este niciodată, dar niciodată, fapta să nu treacă gândul. De aia eu îl numesc pe ăsta prostul satului. De atât că fapta lui întotdeauna a întrecut gândul. Poate nici nu a fost gând acolo. Poate acolo sunt numai fapte fără gânduri. Dar... Cei ce le-au povestit ei moldovenilor la forumul lor de duminică, la Satiricus, Caragiale, cum să vă spun, Caragiale, cred că dacă ar fi putut, ar fi scris o piesă pe lumea cealaltă. Că Ion Luca Caragiale se numește teatru, unde au făcut ei spectacolul ăsta abominabil. Deci, cinci angajamente socialiste în care se iau la întrecere cu Dodon pe angajamente socialiste. Cum? Cum să și lumea pe alte subiecte, ce vor spune ei? Pentru că subiectele, Europa, NATO, mersul nostru spre civilizație, nu le-au anulat nimeni. Nu le-au anulat nimeni, chiar dacă lumea asta ar dori, ar dori salarii mai mari. Cine n-ar dori salarii mai mari? Dar cum le faci, Maia Sandu, când într-un guvern în care tu ai fost investițiile directe în economia Republicii Moldova nu m-au scăzut de la investițiile din 2008, care erau cele mai mari pe timpul lui Voronin, Voronin pe care l-am înfierat toți chiar era comunist. Înțelegeți și vă spun eu? Eu nu pot să nu vă spun lucrurile astea. Eu nu pot să nu vă spun lucrurile astea. Niciodată, dar niciodată, fapta să nu întreacă gândul pentru că nesăbuința lor, de-aia de îi spun prostul satului, pentru că este nesăbuit. Să nu uităm niciodată. Eu nu uit niciodată. Și pe dumneavoastră vă îndemn. Acum când încearc să vă fac optimiști printr-o campanie disperată, în care avem un criminal care a capturat această țară, cu un tuzic pe care îl poartă după dânsul Dodon, și niște smintiți care își zic opoziție și care au niște resurse mediatice pe care știți de ce îl bănuiesc eu pe asta, pe Butnaru? Trec așa de la unul la alta, dar am să vă spun multe. Știți de ce îl bănuiesc eu pe Butnaru? Eu pe Butnaru îl bănuiesc nu atât de că știu sigur că e, că e, e laș. Îl bănuiesc de, de un gust artistic foarte prost, un gust artistic denaturat să-l tu într-o camp campanie, electorală pe prostul satului pe care ai vrea să-l pui în lumină, să-l chemi în întuneric cu niște becuri puse. Și să, deci omul ăsta, deci ca să înțelegeți, butnarul ăsta, o creat niște partide în Republica Moldova. El o creat, de exemplu, Pelereului. A fost nașul Pelereului. Acum îi, îi, îi nășește pe ăștia cum ar veni, cu gustul lui artistic denaturat la dânsul asta se asta se imagine, el ca la teatru, el a visat, el are o frustrare, el a visat să facă teatru. Și au ieșit chiciuri peste tot. Vedeți cu cât dispreț vorbesc despre dânsul Pentru că pentru că oamenii ăștia au creat în fiecare zi în cantități industriale mizerie în țara asta. Mizerie. Așa au făcut mizerii la jurnalul acela din mesajul antimafie, așa fac mizerii acum cu ăștia și tot așa. Numai mizerii au produs oamenii ăștia. Pentru ce? Pentru ca să parvine și pentru banul care le vine, pentru chicerile pe care le-au produs. Acum stăm în fața unei, unei, unei situații ca la Caragiale. Ăștia au făcut niște angajamente, spun încă o dată și am să le repet, socialiste. Bunii mei prieteni, ce rost are să fac eu politică? Ce rost are să fac emisiunea asta de atâția ani de zile și să vă spun dumneavoastră în fiecare miercuri ceea ce vă spun dacă eu acum aș accepta drept tactică să mă întreb cu Dodon care e mai colectivist și care e mai socialist? Ce rost are? Deci noi nu mai avem dreaptă în Republica Moldova. Noi nu mai avem dreaptă politică în Republica Moldova cu excepția noastră, câtorva care, care luptăm pentru această dreaptă, care luptăm, care vă spunem deschis, suntem pro vom promova întotdeauna inițiativa privată, vom considera că inițiativa privată sunt, sunt motoarele economiei naționale, știm cum să aducem investiții, știm ce trebuie să facem, vrem să facem capitalism. Nu, domnule, ăștia vor să facă socialism. Ăștia vor să facă socialism. Și vă zic eu că așa cum le povestește prostul satului că el o să le facă, vă spun, dar păi să unge prostul satului ca untul pe pâine. Vă dați seama că stă, stă neandertalul pilejancă, mănâncă jumiere și știe că după 24 februarie, așa cum îi povestește prostul și mai, el nu o să mai aibă de făcut nimic o să de răsărită. Că prostul își scoate inima din piept. Ați văzut că când o cântat imnul, și a băgat mâna sub sacou la inimă. El o scoate ca Danco. El scoate și pune inima la prăjit a lui pentru poporul deșteptat. Și moldoveanul ăsta nu se mai aibă de făcut nimic după 24 februarie. Că o să ne curgă lapte în pasat de la, de la, de la pas și da. Socialist. Socialism fac ăștia. Pentru socialism și se vor găsi cretini care vor spune Ei, dar cum vreți dumneavoastră, domnule Mocanu, în campanie electorală? Păi, păi fișca, fișca, le spun al Diboțan, este să-i spui moldoveanului ce-i ce vrei el. Că așa sunt campanii electorale. Și în Occident așa sunt campaniile electorale. Fișca e să le spui la moldoveni că, că vrei să i faci colhoz, că o să le curgă În cu de lapte. Dar în același timp, Plahotniuc chiar le face drumuri. Proaste, cum sunt ele, dar le face. Merge pe la fiecare acasă, la nisporin și întreabă, și ce vrei, vacă, vacă, scumpă. Dar mai ne povestește că filtrele lor, spre deosebire de filtrele lui Plahotniuc, sunt din dragoste. Ai impresia că în, 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 Parlament o să fie oameni și filtre înfundate. Nu-i casă de nebun chestia asta? țineți minte, vă rog, nici o zi, ziua de astăzi, nici o zi nu este mai, mai ușoară decât ziua asta. Asta, dacă vrem să reușim, ziua de astăzi este cea mai ușoară zi din viața noastră. Eu pe principiul ăsta trăiesc mâine, va fi mai greu. Dar noi niciodată, niciodată, acum vă spun aproape artistic, asta este principiul de bază cu care trăim aici la antimafie. Niciodată, niciodată, niciodată să nu cedezi decât în fața onoarei și a bunului simț. Eu știu că onoarea și bunul simț nu sunt în dicționarul limbii române de aici și nici de dincolo. Dar știu ce înseamnă bun simț și onoare. Nu e cei ce vă povestește prostul satului care își scoate inima din piept să lumineze drumul întunecat al lui Butnaru în viața asta acum seara la Jurnal TV. Eu n-am acces la Jurnal TV, știți? Că ei, eu le-am dat cu copita, eu nu le-am satisfăcut dragostea lui Victor Țopa pentru poporul Republicii Moldova. Nu le-am satisfăcut o da? Adică așa o sau a lui felata, a lui Viorel Țopa, nu știu cu e, a celor care ieși să alături de mine într-o conferință de presă, să lupte împotriva mafiei, nu împotriva lui Plahot, nu că lui Lataver, ci împotriva mafiei, vreau eu să facă bine Republica Moldova. Eu nu am acces la jurnalul lor după ce șobătu joc de mesajul ăsta mai mulți ani de zile, dar eu oricum nu aveam unde să ies. Dar astăzi dacă țineți minte pe unul, Vitali Nagacevski, care era avocatul lui Plahotniuc după ce fusese deputat și a vândut gogoașe, catlete reci pentru partidul Filat. Vitali Nagacevski, avortonul lui, e avocatul Ludodon, Avortonul lui, al lui, lui Vitale este avocat acum și este deputatul. Era în studiul la jurnal TV astăzi. Era în studiul la jurnal TV astăzi. Apoi, spuneți-mi, vă rog, mie, ce fac oamenii ăștia? Ce fac oamenii ăștia dacă povestesc că ei merg cu anima într-o campanie electorală și cheamă diaspora, tema diasporii o exploatat-o an de zile? Și intră astăzi la birou colegul meu, Nicolae Răileanu, care este, cred că este unul dintre cei mai buni specialiști în domeniul campaniilor electorale. Și mă întreabă, se dacă nu știi ce fac piți ăștia, cum, domnule, să exploatezi atât de mult tema diasporii și să nu, pe lângă, să nu încerci să le explici acestor oameni, să nu faci o campanie, că au doar televiziuni, au uh, televiziunea asta al Filat, au televiziunea celălalt al lui TV8. Deci, domnule, cum să nu, cum să nu le spui acestei diaspore la care ai apelat până acum? Domnule, dar duceți-vă bun moldoveni și înregistrați-vă Faci vă înregistrarea asta online pentru, pentru locul unde vă a aflat Ca să poată să trimită buletine acolo să puteți vota că nu există alte ieșiri, să nu ieșiți pe urmă în stradă la, la Padova, la Londra, la Paris Să nu ieșiți pe urmă în stradă și să cereți dreptul la vot Înregistrați-vă, vă rog, acolo, că trebuie să, facă, trebuie să vă facă locuri de votare, să aveți unde să votați Nu, domnule, nu! nu apelează la diaspora. La diaspora pe care o chemau. Nu le spun. Trebuie să le spui moldovenilor în fiecare zi. Domnule, înregistrați-vă online. Și ei merg în arăt. Ei sunt cei mai zdravi, ei nu comunică cu nimeni. Ei nu au treabă cu nimeni să comunice, să, să coordoneze, să spună. Băi, dar cum facem? Cum facem? Cum mergem noi pe circunscripții electorale? Că vă asigur eu, va avea grijă placotniu să fie 20-30 de candidați pe o circunscripție. Da. băi, pornește o discuție. Voi ați înțeles de ce eu porne discuții cu Ghimbu și toți ceilalți? Să le spună cu aroganța cu care vorbesc acești ăștia de dus, fără, fără, fără fundiță, culoare și miros. Plăcut. Ca la filat. Fără, fără, toate astea, să vorbească să ăștia de dusta lui Maia și al lui Năstază, că ei n-au treabă, ei sunt politicieni, ei povestesc despre politică. N-au treabă cu geopolitica, ei, ei știu numai uh, cum poate să ajungă în Parlament. Asta eu știu. Și ei știu că, o să fie, că ei o să-i bate pe toți în campanie electorală. Marea problemă, marea problemă, știți care -i? Marea problemă este că într-o zi năstase, care povestește că el a fost fugărit, care, care deci colegul lui Petic stă în pușcărie, lui Năstase, așa cum mă întrebau pe mine, dar de ce lui Mocanu, nu i se întâmplă nimic? Nu vă puneți întrebarea de ce Mocanu nu i se întâmplă nimic? Eu am cel puțin avere sequestrată în lupta cu Plahotniu. Năstase nu i s-a întâmplat chiar nimic. A, a fost invalidat votul cetățenilor. Iar prost o pățit -o pentru că e prost. Dar lui personal nu i s-a întâmplat nimic. Cu toate este el își ține familia deoparte. El și-o ține familia la uh, ține în Germania. Și nu e diasporă. El nu i ca și dumneavoastră care ați plecat la munci pistihotare să vă hrăniți familia acasă. El își ține familia în Germania să șohănească de pe pisama proștilor din Republica Moldova. Că nu-i nu la zara că el în Germania. El e exact pe invers cum e diaspora. Dar el se dă mai că nu e reprezentant al diasporei aici. El a fost nevoit să fugă de Plahotniu. Înțelegeți ce vă spun eu? El a fugit și el se lipește, el se unge, el participă cu niște smintiți pe acolo, nu știu cu cine, merg cu dânsul. Înțelegeți ce spun eu? O să plece a doua zi. Ia unde pleca. Maia tot are unde pleca. Mai o să-și într-o gentuță câteva lucruri personale și nu o să mai vedeți și nu o să auziți de dânsa. Noi rămânem tot cu să ne batem cu plahotniuc. Pentru că plahotniuc învață câte ceva. Tâmpiții ăștia nu învață nimic. Ca să-mi spună ei, acum să mă întrebați de ce sunt așa de furios dar eu le-aș rupe capul pentru, pentru aluziile sau spusele lor directe că eu aș face jocul plahotniu. Deci eu fac jocul plahotniu. Nu ei cretinii pe care eu determinat plahotniu, a doua zi imediat să iasă și să spună că ei nu vor boicota alegerile. Ei vor merge la strunca ca căprile. Pentru că lor le-au spus partenerii occidentali. Ludovic Orban ei, partenerilor partenerul lor occidental. Asta e de, un penibil inimaginabil. Trebuie să ascultați discursul lui la satiricul. Este de un penibil inimaginabil. Mai penibil decât Orban. Acolo a fost asta Igor Munteanu, cum am în gură. Mie mi-a plăcut cum a apărut acolo. Este unul țicu, dacă îl mai țineți minte. care, acela care, în momentul în care a apărut poliția la Ștefan cel Mare, nu l-a mai văzut nimeni. S-a evaporat. S-a evaporat acela care rupi tot, e boxier, rupe tot, pe acela pe care l-a promovat Chirinciuc de la PL. Și o uitați de dânsul, el acum e la platforma da, și rupi și așa la tot, umblă și de aia. i văzut pe stradă cum dădea și s-a dus. De deci ce o depusește? Unde o depusește flori după formulor de la satiricul? Și au depus flori la monumentul Ștefan cel Mare, da? la locul rușinii lor. La locul de unde au fost scos, la locul mormântului lor comun. De ce florile Ștefan cel Mare? Eu aș interzis și depunerea de flori la monumentul Ștefan cel Mare. Pentru că au făcut dintr-un dintr brav luptător din perioada medievală, au făcut, au făcut un simbol al prostiei moldovenești. Un simbol al prostiei moldovenești la care îți duc și depun flori oricine care vrea să parvină în țara asta. Știți de ce de ce și unioniștii fac pradă acestui simbol moldovenist? Din prostie, din prostie moldovenească Din faptul că românii și dincolo și aici abordează istoria cu intenție Toată lumea abordează istoria din curiozitate și din înțelepciune Pentru a sorbi anumite înțelepciuni din trecut Ăștia o abordează cu intenție în special unioniștii care, care, aveau de făcut și acum trec și la subiectul ăsta ca să trec să vă răspund pe urmă la întrebări. Unioniștii care, care povesteau mulți dintre liderii nesăbuiți a acestei mișcări, povesteau că în anul ăsta, în anul centenarului, se face unirea. Și nu se cum să nu-i dai dreptate lui Țirdea, lui criminalul Țirdea, lui antiromânul Țirdea care își bate joc de dânsă. că o să combat mișcarea unionistă în anul centenarului. Știți de ce? Eu, eu să combat și în anul centenarului și pentru alegerile care stau să vină. Știți de ce? Pentru că ei sunt nimic altceva decât un buton. Un buton pe care când Placotniuc nu le mai răspunde la telefon și nu le mai dă bani, se face switch off. Și apasă alt buton care sunt moldoveniștii. Suci on. Deci ei sunt buton, nu sunt mișcare unionistă. Dacă Plahotniuc o vrut să-i stângă, eu stâns, gata, nu mai este nici centenar, nu mai este nimic. Pentru că, pentru nu le mai răspuns la telefoane. Nici lucosovan care Carabani, care era borsiat ca unioniștilor de la Plahotniuc. Țineți minte, Zava de la pe unionismul de la Plahotniuc. Șeful direcției unionism la Plahotniuc. Gata, nu mai este borset acolo. Gata, nu mai iau, nu mai are nevoie de placotniuc de nimeni din unioniști să le dea bani să-și scoată în ultimele două săptămâni la campanie electorală din 2014 placate, să facă tentam pe motiv că luptă împotriva lui Dodon, împotriva rușilor, diversiunilor rusești. Nu le mai trebuie. Nu le mai dă bani placotniuc. Nu le mai dă bani. Și spune carosabil, sunt marginal, pe Toți unioniștii. Aleargă să înțeleagă de la gimpul până la, până la toți ceilalți. Aleargă să înțeleagă cu prostul satului și cu maia. Când noi am încercat să-i rugăm, băi, haideți să ne gândim. Eu nu m-am angajat să nu-i critic. Eu, 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 nu cred că în politică trebuie să nu-i critic. Dar cât de cât o rațiune trează, trebuie să fie buni mei prieteni. V-am zis, cauza de nu mai pledează nu mai pledează. Știți de ce? Pentru că acolo sunt două mandate care și acelea nu le trebuie lor. Că dacă trece mai așa prostul, cam e suficient. Prostul doar trebuie să-și hrănească familia din Germania. Dar pe ce? Sama voastră proștilor de aici, de Moldova, că el, el aici face bani. El și-a dus familia în Germania și la zara bot în Moldova. Pe invers. Da, să unge pe lângă voi. A să să vă răspund la întrebări. O să mai revin dacă nu v-am spus ceva. Îmi pare rău dacă sunt cumva, dar eu așa înțeleg să combat prostia. Așa. Deci prostia se combate cu vehemență de limbaj. Altfel nu poți combate prostia decât cu vehemență de limbaj. Și eu foarte mult sper că dumneavoastră cei care faceți exerciții de, de, de discernământ aici o să acceptați ca, 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 pe, o, ca, pe, o, ca pe un panaceu acest, această, această vehimență de limbaj pe care o spun ca să fiu auzit. Ca să fiu auzit și să știm că această energetică pe care o transmitem ar putea fi singura armă în mâinile noastre ca să, până să trec să vă răspund la întrebări. Bunii mei prieteni, eu nu am criticat occidentalei, pentru că eu sunt pro-occidental. Eu, eu, sunt pro-capitalist. Eu îmi place determinismul economic î, î, european. mi îmi place filozofia clasică germană. Eu trăiesc cu spiritul celălalt și mă strădui să-l inspir spiritul de acolo. Eu disprețuiesc corectitudinea politică. Eu disprețuiesc mișcările cominterniste, de la corectitudine politică până la globaliști, verzi sau ce mai sunt ei acolo. Cu tot felul de exagerări în așa zisa lupta lor pentru drepturile omului. Eu tot respect ca și foarte mulți occidentali Valorile generale umane, viața omului, dreptul la viață, la sănătate, la libertate, la libertatea cuvântului, la libertate economică, la a fi esența lui, a nu-i nu umili pe oameni pe criteriu de sex, de vârstă, de, de, de orientare sexuală și așa mai departe. Eu sunt adeptul acestor valori, dar eu disprețuiesc cominternismul și corectitudinea politică a multor politicieni europeni. Să țineți minte, niciun politician european nu va, nu va respecta un angajament preelectoral pentru prostul satului și mai în satului, care vor pierde această campanie electorală, iar europenii, ca și cum ar trebui să să, 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 să apere cauza lor după alege. Europenii. Și eu asta nu spun acum că e bine sau e rău. Eu constat. Europenii, așa cum au sprijinit întotdeauna, vor sprijini orice conducere aleasă în Republica Moldova Dacă nu vor constata că în campanie electorală au umblat Plahotniuc și a împușcat moldoveni să nu voteze pentru un și Maia Sandu Alegerile sunt deja compromise, iar noi, Mișcarea Populară Antimafie, să nu creadă ei că scapă de noi Noi în campanie electorală vom merge și vom fi prezenți să le spunem lucrul ăsta tâmpițelor. Pentru că două doua zi după alegeri, europenii, observatorii, vor recunoaște alegerile din Republica Moldova. Mai Sandu nu trebuie să spună oamenilor, domnule, vor fi observatori cum nu au fost niciodată, pentru că nu-i trebuie ei observatori. Mai bine ar fi să nu fie observatori, că mai ușor în cazul Cela poate nu vor fi recunoscute alegerile. Că dacă vor veni, le vor recunoaște. Așa cum au făcut-o întotdeauna. În 2005, cu două săptămâni de zile înainte de alegeri, Bush, după ce îl criticase pe Voronin și l-a pus în rândul smintitului de la Minsk și altora, au retras criticile pentru Placotniuc, au retras sprijinul pentru opoziție și au venit la Chișinău și i-au sfătuit pe cei din opoziție să-l voteze pe Voroni în președintea Republicii Moldova. Și nu a avut nicio responsabilitate politică nimeni dintre ei pentru faptul că opoziția a murit după acel act. Responsabil au fost numai moldovenii. Știți de ce? Pentru că pentru ei, noi moldovenii suntem toți pe o față. Toți pe o față. Și cine este ales de către moldoveni? Este partenerul lor. Este partenerul lor. Dar eu nici nu văd altfel cum ar acționa ei. Nici nu văd cum ar acționa altfel. Eu nu-i critic pe ei acum. Eu vorbesc despre sminteala estora. Mă înțelegeți ce spun eu? Ca două zi, atunci a fost în campanie electorală, vă amintesc, Voronin, Voronin care a fost înfierat aici. Voronin anti-românul, anti, anti european. Voronin a fost trimis Mihail Saakashvili la Chișinău, rugat să vină la Chișinău și să spune nu trebuie făcută revoluție orange în Republica Moldova. Revoluția orange s-a produs în capul lui Voronin. A venit Iușinco, a spus același lucru. A venit Băsescu la Chișinău și a făcut baie de mulțime și a spus votați Voronin. În 2009, v-am amintit și vă spun încă o dată, într-o campanie fraudată de la, de la, început și până la urmă de Plahotniuc pentru vorone. Europenii au spus că e ok, pentru că asta au ales moldovenii. A, după ce tinerii ăștia au spart geamurile, au zis, da, nu e ok. Acolo au votat morții. Pentru că lui Plahotniuc nu e mai convenit două doua zi, că nu vrea să-l facă pe președinte. De atâta, nu e mai dat a 61-lea mandat. De atâta, pe l-a scos pe Voronin de pe arena politică ca pe capra lui Sidorov. La Hudniuc pot să cadă două zi cu toate alegerile câștigate din Republica Moldova. Dacă vom ști, să ne păstrăm deplinătatea facultăților mentale. Iar ceea ce fac eu aici, eu consider că este un tratament pentru, pentru lor. Este adevărat că această pastilă e inundită. Bună seara! Ce părere aveți despre legea numărul 13 votată în Parlamentul European cu privire la YouTube? E, dumneavoastră cred că sunteți un e, specialist, probabil că sunteți un angajat la Parlamentul European. Eu nu stau cu ochii Parlamentului European. Spuneți-mi, vă rog, despre ce e vorba, ce mă luați așa. Ce părere aveți despre legea numărul 13 votată în Parlament? Sunteți deci foarte deștept, nu? Eu nu sunt așa de deștept, nu știu. Nu știu ce-o votat. spuneți mi să vă spun. Bună seara, domnule Mocanu. Ce puteți să ne spuneți? Nu vă supărați că sunt nervos. Eu sunt nervos nu pe dumneavoastră, sunt nervos pe, pe cei despre care v-am vorbit și îmi trebuie ceva timp ca să iată, mi-am dat drumul la abor și vă iau și pe dumneavoastră. Dar într-adevăr nu am așa întrebări. Bună seara, domnule Mocanu. Ce puteți să ne spuneți despre politica la nivelul global la momentul dat? Ce strategie are SUA? Bunii mei prieteni, Statele Unite ale Americii este cea mai frumoasă democrație. Da, ei au niște, niște ticuri electorale, niște cutume în legile lor, niște prevederi în legile lor care le păstrează cum ai păstra un vin vei, cum ai păstra o relicvă. Ei le păstrează în legile lor și adeseori le dau dificultăți. Dar democrația americană este cea mai extraordinară. Dacă vă referiți la votul preliminar care au avut loc ieri în Parlament, preliminar asta e că ei odată la 2 ani de zile pentru a echilibra lucrurile fac alegeri numai pentru o parte din Congres și Camera Reprezentanților, deci pentru a, pentru a testa, pentru a. Și ieri, ieri, în Congresul American au venit mai mulți democrați. Eu, eu vreau să vă spun un lucru. Eu sunt pro-republican. Dar asta nu înseamnă că nu-mi place democrația în general în Statele Unitele Americe Faptul că acum se vor reechilibra anumite lucruri, poate pentru republicani, pentru americanii care au sperat într-o într afirmare mai puternică a dreptei ca și cum americane, e o dezamăgire Pentru mine care nu votez în America, care sunt departe de America, care îmi place democrația americană eu mă uit la chestia asta ca la un fapt divers și mă gândesc că poate e bine că s-au reechilibrat un pic lucrurile. Dar, în general, eu sprijin politica lui Trump. Eu cred că Putin și-a luat, și luat, o pleaznă cum nu văzut în viața lui după ce a atacat Ucraina. După ce a spus să te prosti pe arena internațională. Când el avea un acord semnat de limitarea armamentului strategic și povestește că are o bombă, nu știu unde, care poate distruge toată lumea și după ce va exploda bomba aceea, rușii vor ajunge în rai pentru că sunt buni, iar alții sunt răi. Nu poți să nu ieși să spui, domnule, noi ieșim din tratatul acela pentru că ăsta e tâmpit. Eu nu știu ce vrea să fac smintitul ăsta, este votat de toată lumea acolo. Cum să nu faci? Sigur că, că America a procedat corect. Sigur că rolul pe care și l-a luat America de a fi un jandarm internațional, eu îl sprijin. Înțelegeți ce spun eu? Eu consider rolul Statelor Unite ale Americii pe internațională unul benefic. Politica mai izolaționistă a lui, a lui Trump nu este una nouă. America întotdeauna a fost cu fluxuri și refluxuri în raport cu altă lume. Lucrurile se vor reechilibra și prin alegerile de ieri. Eu nu mă. Vedeți că eu acum când vă spun, nu mă gândesc la campanie electorală. Majoritatea moldovenilor sunt socialiști. Ați văzut că până și dreapta E de stânga la noi. Ați văzut că dreapta asta pro-europeană se ia la întrecere cu Dodon care dă mai multe populisme, care dă mai mari salarii. Pe mine nu mă interesează lucrul ăsta. Eu chiar sper că noi, Mișcarea Populară Antimafie, vom reuși măcar un pic să schimbăm această mentalitate colectivistă a moldovenilor. Și nu o să fac niciodată pradă cominternului, socialismului și smintelii din capul dodoniștilor. Bună seara! Dacă nimeni nu vrea boicot, care sunt consecințele financiare pentru Partidul Antimafie în raport cu neparticiparea la alegerile din 2019? Bunul meu prieten, Mișcarea Populară Antimafie va participa la alegerile din, 2000, din 2019 la 24 februarie, vă rog să votați, încă nu-i campanie electorală, dar eu îmi promovez mișcarea populară antimafie, vă rog să votați antimafie. Atunci când se va face campanie electorală, o să avem slogane, să veniți să votați antimafie, pentru că o să ne aveți în buletin. A, că noi vrem până să înceapă campanie electorală să, să oprim cumva dezastrul ăsta, asta e altceva. Dar noi v-am spus pentru care motivație vom merge în campanie electorală. Și nu ne vom bate pentru ca să nu-i dăm posibilitatea lui Plahotniuc și lui Dodon să câștige aceste alegeri, vom opta mai degrabă să fie un, un, un parlament în care să ajungă și prostul, decât, decât un parlament în care Plahotniuc să conducă așa cum conduce acum. Eu când spun chestia asta, am în vedere lucruri concrete. că noi, pe circunscripții electorale, nu ne vom bate nici cu prostul, nici cu mai. Asta nu înseamnă că vom participa, noi vom veni cu soluții care le vom propune. Asta nu înseamnă că vom trece la filtrul lor. Și nu pentru că, uh, pentru că suntem fudui sau mândri, ci pentru că eu în chestia asta cu filtrul. Pentru că e un cretinism chestia asta cu filtrul. Mai am și-a scos din cap camerele de la BAC și-au băgat filtre. Și eu cu, cu sminteala asta ce am? Sau dumneavoastră ce aveți cu sminteala asta? Și-au înlocuit camerele de luat vederi cu filtrele. Ca asta e o sminteală. Dumneavoastră ați văzut, ați văzut filtrul ăsta? Eu înțeleg că dacă se produce o... Eu înțeleg așa că dacă se produce o lucrare atât de mare a opoziției în care ei luptă pentru un parlament curat, eu înțeleg că ar trebui să fie și o anumită transparență. Filtrul ăsta ar trebui să existe undeva. Să-i vedeți pe oamenii care dremăluiesc politicienii acolo, care îi trec prin strungă. Ar trebui să-i vedeți cum arată Macovei și sau Cozonaci ce. Ar trebui să-i vedeți, adică cum arată, că așa se numesc doi de acolo și mai sunt și boțan acolo, boțani ce, Cozonaci -i. toți trebuie să-i vedeți, să-i filtru. Ei trebuie să fie curat, curat. Unde are loc chestia asta? Unde se produce filtrul celălalt? Adică deci la mai în cap. Nu vă supărați. Bună seara. După alegeri, noi participăm la alegeri. Ascultați-mă ce vă spun. Noi vrem să boicotăm cu toții alegerile. Dar noi nu vom boicota de, de unii singuri. Măcar pentru a putea să supraviețuim, să ne putem plăti sediul ăsta să scăpăm de pe care le-am acumulat în campania electorală trecută, când filatul lui Maia Sandu ne-a băgat în cheltuieli prin, prin concertele lor și prin și noi nu ne puteam opri alături de Plahotniuc. Bună seara! După alegeri putem să ne așteptăm la încă un miliard furat? La orice vă puteți aștepta. La orice vă puteți aștepta, nu la un miliard furat. Apropo, miliardul celălalt sunt toți la Banca Națională. Banii care au plecat de la Banca Națională, ei sunt toți la Banca Națională deja. La orice vă puteți aștepta, dar la orice. Dar, dacă vom ști să facem exerciții cernămâne, dacă vom ști să ne păstrăm, oricât de puțin vom fi, nu vă temeți ceată mică, vom reuși pe urmă să recuperăm. Acum nu prea ai ce face. Noastră vedeți că eu cred că există șansă prostul ăsta să fie votat de o parte de oameni. Dar asta nu rezolvă problema noastră. Că vă spun că după nou cine în lipsește în Parlament, acum Anastasia în lipsește în Parlament. E ca Parlamentul, închipuiți-vă Parlamentul ăsta care îl avem obedient la dar în opoziție Năstase. E ca asta pentru circ de plin ne lipsește. Și Maia, cu filtre în cap. Femeile își făceau altădată crăleonți. Asta și face filtre. Nu sunt misogin, n-am treabă. Eu, eu, am tot respectul pentru, 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 femeile deștepte în politică. Bună seara, după alegeri putem să ne așteptăm la încă un miliard fără de răspuns. Bună seara, domnule Mocanu. Întrebarea mea este legată nu numai de fundația lui Kozlovska, cum se manifestă persoana din societate civilă în favoarea FSB-ului. Dacă acest persoană nouă ne spune că ei sunt împotriva regimului lui Putin și că contactul cu centru nu a existat niciodată. Dacă păi, Natașa vă spune același lucru, Natasha Morari vă spune același lucru că e o pierdut legătura cu centru, că e nu are nicio treabă, că e chiar o luptat acolo pentru și au devenit indizerabile în Rusia. Doar spune același lucru, dar asta nu este o, 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 dovadă a faptului că ei nu sunt oamenii rușilor. Eu nu vorbesc despre Kozlovska și despre cazul ăsta, care îl consider unul de o prostie inimaginabilă, nu de corupție, nu de finanțare al lui Maia și al lui de către fundația asta. Nu despre asta e vorba. Eu îi consider, eu consider o prostie a lor de a se afișa pe acolo cu Kozlovska asta. O prostie care i-a dat posibilitatea lui Plahotniuc să speculeze o finanțare din afară. Eu la asta m-am referit. Mai bănuiesc și faptul că există o, nu o chestiune de finanțare sau corupție în cazul lui Kozlovska, E o chestiune de interes geopolitic. Asta o bănuiesc. Dar asta am putea o discuta dacă n-ar exista acțiunea asta cretinească a lui Placotniuc împotriva lor de a încerca să-i pedepsească sau să-i tragă la răspundere printr-o comisie parlamentară pentru faptul că au primit finanțări din afară. Din cauza asta nu mă pot referi mai abitir la acest subiect ca să nu-i dau satisfacție criminalului Plahotniuc. Nu, ca să fiu înțeles corect și aici, eu nu am grijă ca nu cumva să-i dau posibilitate prostului satului să mai spună despre mine ca și face jocul Plahotniuc. Nu e asta, eu nu am grijă asta. Ei pot spune cât vor, eu nu am sentimentul ăsta că eu trebuie să mă justific pentru ceva. Nu despre asta e vorba. Este vorba că eu chiar nu vreau să-i dau satisfacție lui Plahotniuc. Bună seara! Domnule Mucanu, ce reprezintă Danu Rotaru, președintele pensionarilor din Republica Moldova? Nu știu, îmi pare rău. Îmi pare rău. Nu știu ce reprezintă. Probabil că e vorba de un pensionar, nu? Deci, dacă e reprezentantul pensionarilor, președintele pensionarilor, înseamnă că e un pensionar. Mai mult nu știu nimic. Domnule Mucanu. Nu credeți că totuși v-ați făcut o impresie greșită față de Ludmila Kozlovska și ea, într-adevăr, ar putea să fie un activist civic care luptă pentru democrație și drepturile omului în regiunile Europei? Nu cred. Nu cred așa. Eu, în cazul ăsta, mai mult în baza unei intuiții, dar și în baza unei experiențe. Eu, fetele astea interdeușche, interdeușche le numesc eu, ele sunt cam toate pe față. Dumneavoastră nu, nu vedeți că seamănă cu Natasha Morat? Tot așa vorbește, tot așa zâmbește, tot așa îmbârligă cuvintele, tot așa manipulează. Tot așa au fost învățate, tot acolo au fost învățate o limbă străină, tot acolo au fost învățate cum să se lingoșească pe lângă străini, cum să devină mai pro europeni cum să arăte pro-europene. Eu încă n-am greșit în asta. Sper să nu greșesc nici de data asta. Bună seara! Camerele în secția de vot reprezintă agenda publică pe care o impune Plahotniuc, o metodă de a influența votul bugetarilor sau o schemă de mai fura niște bani. Camerele în secția de vot. În secția de votare. Nu știu despre ce vorbesc. Poate mi-a scăpat ceva. Domnule Ocan, nu credeți că este necesar lărgirea formatului acestei emisiuni prin crearea unei noi sau prelungit timpul de a... Nu, nu cred că... Deci formatul acestei emisiuni nu se va schimba. Eu am mesaje de astea și în, și în privat, dar mai multe sunt deci această emisiune rămâne așa, indiferent dacă mai ieșim împreună cu colegii noștri și mai spunem ceva, dacă facem alte filmulețe Dar această emisiune de la 20-30 miercurea nu se schimbă Voi reușiți să ajung parlamentar, voi reușiți să ajung președinte a Republicii Moldova, președinte României, voi reușiți să fiu deputat european american, nu știu de care, poate ajung reprezentantul României la NATO, nu știu ce se va întâmpla, această emisiune de miercuri la 20.30 va fi. De atâta timp cât îmi va da Dumnezeu sănătate și discernământ ca să vin să fac aceste exerciții aici. Bună seara! Credeți că Vlad... <laughs> credeți că, credeți că Vlad Chițanu, cred că va fi noul primar la Ungheni. Noastră m-ați prins astăzi cu vreo trei întrebări despre care eu nu știu nimic. Eu nu știu cum nu știm cine i Rotaru, nu știu nici Chițanu. Cine... -i... Îmi pare rău că, că, nu știu. Noastră chiar credeți că eu știu totul? Nu știu cine nu vă supărați. Ce părere aveți de investigația RAIS privind o anumită valiză care a, care vizează anumite persoane din PZD, nu anumite persoane. Acea valiză care au adus extratereștei în curtea unui țăran de la Teleurman este o scurgere de informație foarte subtilă despre activitatea, sper că acolo sunt probe suficiente despre activitatea criminală a lui, Dragnea. Dragnea s-a dat în spectacol cu alte două valize care au venit la o conferință de presă. Eu cred că Dragnea, până ajungem în pușcărie, după unire, a treia zi după unire, pe 1 decembrie, sărbătorim centenarul unirii, dar pe data de 3 decembrie, cred că sărbătorim încarcerarea lui Dragnea pentru. pentru eu aș fi bucuros, eu nu doresc nimănui rău, dar lui ăsta chiar i-aș dori vreo câțiva ani de pușcărie pentru bătaia de joc care a făcut-o pentru țara asta. Adică el ar merita pus la pușcărie numai pentru rușinea pe care o trăim noi pentru personajul ăsta și pentru alte personaje pesediste. Sper că în personajul ăsta foarte grotesc, adică pe 1 decembrie să sărbătorim centenarul, iar pe 3 să sărbătorim încă o victorie a justiției românești. Ce părere aveți de investigația așa? V-am răspuns. La ce credeți că va duce alianța dintre PNL din România, PAS și PPDA din Republica Moldova? <laughs> o a dus deja la niște angajamente la teatru satiricus. La Ion Luca Caragiale o să aduc chestia asta, pentru că, pentru că Orban e un fel de farfuride dintr-o scrisoare pierdută. Asta e farfuride, Asta e farfuride dintr-o scrisoare pierdută, la, modul la, 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 sigur. Deci, celelalte două personaje nu le putem asemăna nici cu Pristanda, nici cu nu știu cine de la Caragiale. Cred că eu am putea găsi. Da, da, ăsta e farfuride, ăsta -i, Ăsta, -i, ăsta -i, Caragiale era la ora actuală universal și genial dacă avea un asemenea, un asemenea personaj pe care să-l descrie, cum este Ludovic Orban. Eu vă doresc o seară bună. Iertați-mă dacă pe lucruri am mai fost nervos, dar am fost nervos nu în raport cu dumneavoastră, ci în raport cu prostul și cu Maia, care nici nu vor să discute despre faptul că ei, în campanie electorală, ar trebui să fie mai săbuiți. Nici nu se discută chestia asta. Ei sunt zdravini, mari și, așa cum zic ei, vor învinge mafia în această campanie electorală. Eu vă doresc o seară bună. Nu pierdeți cumpătul. Nu uitați! că această zi este mai ușoară decât ziua de mâine. Nu uitați că nicio victorie nu este finală și nicio înfrângere nu este fatală. Nu uitați. Nu uitați că nu trebuie să cedăm decât în fața onoarei și a bunului simț. O seară bună!